Bună la toată lumea! O să facem o ședință de curățare pentru Vlad, prima ședință, în vârstă de 77 de ani. Așa. O să mergem de la început pe puncte, pentru că sunt multe lucruri care trebuie investigate și date răspunsuri. Bun. Să pornim atunci. Inspiră, expiră, relaxează-te. Într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Și 10, mai adânc relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet, 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Declarăm această ședință deschisă și ne facem protecții pe noi și împrejurimile noastre pe tot parcursul ei, incluzând device-urile și conexiunile care sunt folosite. Iar acum, 1, 2 și 3, conectează-te telepatic și informațional cu partea sufletească a lui Vlad. Identifică-l, dă informații de ce suntem aici, așa, și când este gata, o să începem pe puncte. Da. Le-a găsit? Da, l-am găsit și am găsit două aspecte mari. Unul este blocat în timp, unul se plimbă. Da. Da. Deci, unul e blocat în timp față de linia temporală în care suntem noi acum, a corpurilor noastre, cum ar veni, da? Da. Deci, aspectul blocat, da, în urmă, Da. cum ar veni, este un aspect din Atlantis. Deci, Ce este formă avea umanoid? umanoid, este înalt, frumos, cu părul deschis la culoare, foarte frumos sunt, cu ochii albăstrui, mari, genele aurii, foarte frumoși sunt, da? Da. Și deci au un păr parcă este dat cu cele mai superbe produse cosmetice din ziua de azi, da? Așa, și îl văd cum se întoarce acasă de la lucru, da? Da. Așa, și are o soție care se numește Aena Da. aici. Și ea este înaltă și subțirică, da? Deci percep relațiile matrimoniale logice și reci, da? Da. Ca și cum atlanții ăștia sunt învățați să-și strunească sentimentele, da? Da. Bineînțeles că lucrul ăsta are avantaje și dezavantaje, da? Da. Adică ei folosesc o disciplină a minții, da? Da. Iar el lucrează într-un domeniu tehnic și aici, Aena este anemona. Deci este soția de acum, da? Da. Și se destăinuie totuși. Ea întreabă cum a mers astăzi. Zice, nu pot să știu cât pot mai amâna inocularea, spune. Așa și zice, bineînțeles că mă duc cu morile de vânt, zice, degeaba le-am arătat proiectele și schițele mele și le spun că totul este greșit și că poate
intervine un accident mare, o explozie, zice, nimeni nu mă aude, nimeni nu mă înțelege, zice, inoculații s-au schimbat de tot. Știi? Adică între ei sunt inoculați, da? Este un fel de găselniță, da? Un fel de vaccin al nemuririi, da? Care le prelungește durata de viață, deși ei sunt foarte longevivi, din câte primesc informația undeva la 500 de ani viețile, da? Da. Așa. Și totuși conține elemente care parazitează, da? Această inoculare, elemente reptiliene, depistez, da? Da. Deci ceva care îi apropie, știi? Adică ca și cum și-ar împerechea propriul sine cu MP-ul, cu memoria pasivă a unui reptilian, știi? Da. Și deci societatea asta se cam prăbușește, se cam schimbă. Datorită, cred că suntem spre sfârșit. Da? Da. Și este vorba de o sursă de energie, din câte înțeleg, captarea întregii energii într-un singur cristal veșnic, înțelegi? Da. Care să dea într-una energie. Până atunci, cumva, sunt făcute lucrurile astea în mai multe puncte, știi? Și trebuie redeschise, relucrate, da? Iar ei lucrează la un proiect unic, știi, ceva care să asigure, care până la urmă s-a soldat cu distrugerea, da? Da. De inoculat, el nu a mai fost inoculat, da? Dar aspectul ăsta blocat în timp încă încearcă să găsească soluții la acea problemă, da? Multe din informațiile astea, da? Deci, care le are în corpul și mintea de astăzi, da? Sunt de acolo, adică ceva, căutarea asta febrilă de a descoperi ceva și nu știe exact ce, da? Așa, și deci celălalt aspect, da? Este aspectul unui cercetător, seamănă perfect, da? Deci este un alt corp, să spunem, da? Dar nu este născut odată cu ăsta crescut, ci este clonat după acest corp, da? Aspect, când mă refer la aspect, să explicăm, pentru că sunt la prima sesiune, deci o bucată de suflet, da? Da. Așa, și deci aspectul ăsta călătorește cu o navă, da? Nu este foarte mare, da? Este ca un cerc pe care l-ai luat între două talgere și l-ai turtit. Adică are marginile ascuțite. Cam așa arată, da? Da. Este foarte luminoasă, foarte bine echipată, nu are personal foarte mult, dar sunt din toate rasele, nu sunt numai umani, da? Văd niște ființe care au pielea ca de hârtie, știi? Da. Adică au aspectul ăsta, ca și cum ar fi în loc de piele, hârtie, știi? Te aștept să dai zoom, să-i mărești porii și să vezi burlelele alea pe care are hârtia când o razi. Da. Așa, și deci știi ei cu ce se ocupă? Cu ce? Deci văd rețeaua sub formă energetică a Pământului, da? Adică, haide să-i spunem, sub formă de vibrații și culori, da? Da. Adică de deasupra Pământului, da? Și deci din loc în loc apar oameni care au informații sau idei, da? Da. Deci acolo sunt niște lumini aparte, niște scânteie aparte, da? Deci ei urmăresc, nu sunt singura echipă care urmărește și nu fac ei toată treaba pe tot globul. De ei merg acolo și studiază pe acel ce are o idee, da? Da. Și eventual împiedică sau fură ideea respectivă. Da? Adică ele, aceste idei sunt supuse activității unui consiliu interplanetar, da? Și dacă cei din consiliul interplanetar decid că această idee ar putea schimba
toată societatea înainte de vremea de, să spunem, evoluție normală, da? Atunci Da. Acele idei sunt înnăbușite, da? Da. Așa. Și deci văd că face on este, dar nu one, on. Da. O și N este numele lui de cod. În general sunt numele monosilabice a celor din echipaj, sunt 16, da? Da. 4 se ocupă de mersul navei și de funcționarea ei, da? Ceilalți 12 toți sunt cercetători, da? Da. El poartă acel halat al specific medicilor, cercetătorilor și așa, da? Și deci apoi se acționează prin răpire și montarea de implanturi la cel care a avut ideea, da? Da. Ori prin răpirea totală. Știi, în cazuri în care conștiința este destul de dezvoltată încât să împiedice instalarea implanturilor sau să împiedice, știi, în fine, când sunt prea puternici, răpesc cu totul, da? Ei acționează prin niște chestii, iarăși, da, care se cheamă mnemograme, da? Da. Așa se cheamă, da? Deci, cumva poți să izoleze porțiuni din creier și să acționeze asupra amintirilor lor, da? Da. Să știi că această procedură i-a fost făcută și părții lui adevărate fizice, da? Da. Da. Deci, în momentul când el a împlinit 27 de ani, de atunci i s-a făcut această operație, a fost răpit și s-a făcut această izolare de porțiuni, da? Dar Da. El este unul dintre acele cazuri care, cum sunt cei prea puternici, da? Dar ei mai târziu și-au dat seama că este atât de puternic încât să poată lupta cumva o parte din el împotriva lor. Da. Da. Și da, este în legătură și cu o conștiință din antiunivers. De adică, ce? Cum s-a făcut această legătură? Păi el este un suflet de culoare galbenă, da? Da. Deci, la împărțire, așa zisă împărțire, deci el făcea parte din acele suflete care trebuiau să meargă să facă experiența în antiunivers și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și atunci cei din universul nostru, cel din universul nostru, a luat și sufletele celuilalt și s-a folosit de ele, da? Dar semnătura asta nu se pierde, da? Ca și nume de entitate, dacă vrem așa să îl identificăm cu informațiile care sunt, poate fi Poseidon, da, poate să fie al doilea creator, da, poate să fie arhitectul, așa, deci are mai multe nume, da, sau mai în urmă Cthulhu, știi? Deci, bineînțeles, care formă de caracatiță, da? De asta și cumva să știți că caracatițele actuale, știți că sunt animale inteligente, sunt un fel de urmași hibrizi, știi, ai lor, da? Și, da, el are posesie, adică cumva de dincolo, de unde este el blocat, că e blocat între timp-spațiu, știi? Adică mai are un pic și se resoarbe și este deja 2D, da, cum ar veni, dacă este să o luăm la cvat și tridimensionalitate, da, acest creator, da? Și cumva, deci, face apel și când poate reface legătura cu aceste. Adică își face urmașii lui cumva mai puternici și
El crede că va găsi soluții, știi, să supraviețuiască în universul cu plus, să spunem, da? Și atunci își pregătește o știre, ostașii lui, da? Printre care este și el considerat un ostaș, da? I-a infiltrat peste tot de-a lungul timpului, inclusiv acolo în Atlantis, unde am văzut tot o acțiune de infiltrare a avut-o, da? Și se temea de inoculare pentru că odată modificat ADN-ul i-ar fi pus în imposibilitatea de a mai intra în conexiune, înțelegi, prin anumite tehnici cuantice cu tool-ul ăsta, da? Mă auzi? Da. Mă aude cineva sau sunt singur? Da. Așa. Și deci, faptul că el simte că are o misiune, simte misiunea celuilalt corp al lui, da? Misiunea de a înnăbuși, adică, vezi, el are în el frica asta, informația asta de frică, da? Față de lucrurile care nu trebuie dezvăluite înainte de vremea lui, pentru că este ca și cum ai da pe mâna unui copil o bombă atomică, da, știi? Adică puterea acelui lucru dezvăluit nu este societatea, nu sunt oamenii pregătiți moral, fizic, psihic, știi, să accepte o asemenea modificare, da? Deci este o lege a acelui consiliu, cum ar veni, non-amestecul, dar ei se amestecă și până peste poate, știi, până la urmă. Deci faptul că se gândește că are o misiune. Plus că Hidra, deci, cum așa, deci îi însuflă întotdeauna informația că are misiunea de a face loc, da? Pentru noul pământ, pentru noua eră, da? Dar acele, deci, practic, toate sufletele s-au pierdut și tot ceea ce încearcă să trăiască în universul nostru, da, este fără suflet, da? Adică al doilea creator nu mai are suflete în magazie, da? Și atunci încearcă să aranjeze universul nostru, partea asta, inclusiv planeta noastră. Haideți să ne referăm la planeta noastră. Are grijă să o aranjeze astfel încât să fie un sistem viabil pentru ființele ca el. Am putea zice că sunt acele ființe civilizația de siliciu, da? Asta au devenit între timp și se folosesc foarte mult de tehnică, de inteligența artificială, alias în varianta mea, sluga omului, așa, și de toate chestiile pe care le oferă dezvoltarea, da? Și este și normal să știi că Da. el nu canaliza o entitate anume Dar. când primea informații, da? Adică nu îi însufla, știu eu, nu știu ce reptilian tehnolog sau nu știu ce, și nici chiar Hidra. Hidra are alte planuri, da? Da. Adică îl ajută cumva, știi, să fie bine, l-a ajutat chipurile să fie bine, dar nici foarte bine, fiindcă nici Hidra nu mai suporta dacă era Da. foarte bine, da? Și deci, practic, el își canaliza sinele lui din alte vieți, da? Dați-vă seama ce experiență avea. Acolo era un fel de cercetător, inginer șef în Atlantis. Dați-vă seama. Da. Erau, deci, chestii, o tehnologie cum poate pe ascuns se visează, da? Fiindcă știu altele care nici măcar publicul lor nu poate visa, da? Dați-vă seama Da. ce informații deține în bagajul lui de informații, da? Da. Și deci din momentul când el a fost practic, i s-a pus, de fapt, uite, n-am spus-o, dar are o cască, da? Da. Are o cască care vine peste cea de-al treilea, seamănă cu căciulele alea ciudate pe care le purtau copiii în comunism, așa, și aveau ceva așa, cam până pe nas, știi?
Și aici la ochi erau ovoide decupate, știi, și în jurul feței, așa este casca asta, da? Și Da. deci are fire în tot sistemul lui motric, în tot sistemul regenerativ, da? Și văd că, practic, și corpul lui are propria lui inteligență. Dacă n-ar avea, n-ar funcționa corpurile Da. umane și parcă nu mai acceptă, văd tot mai multe scântei. Deci ca niște mici explozii din loc în loc, înțelegi? Adică ca și cum el n-ar mai putea exista în forma asta în care a coexistat, știi, atâți ani. Și cu conexiunea respectivă și cu tot, da? Da. Da. Și da, într-adevăr și-a declanșat un proces atunci, când a avut supărarea aceea, da? Și da, Da. și și-a declanșat și un program de autodistrugere, dar nu merge pe autodistrugerea corpului, pentru că există instinctul de supraviețuire în mintea subliminală care traversează fiecare informație, fiecare celulă din corp, ce este vorba de supliment. Da? De ceea Da. ce există. Deci vrea scoaterea acestei rețele pe care o dă casca în afara existenței lui. Da? Dar cred că și dacă ar scoate-o cu totul, da, deci multe părți din el dezvoltate, dacă ar îl fac să fie ceea ce este până la urmă, ca și căi neuronale, ca și grad de inteligență, tot multe s-ar pierde Da. odată cu asta, da? Bine, și ar câștiga teren, știi, subliminalul, mintea nativă, mintea tuturor vieților. Și ar veni informația pe alte căi, da? Da. Dar în tranzitul ăsta este posibil să spunem să facă așa, nu creiem, da, ca un șoc, știi? Adică să aibă perioade când nu se recunoaște pe sine, da? Da. Da. Și legătura asta cu corpul celălalt, faptul că clona, da? Faptul că îi dă energie, clona asta este făcută și crescută, da, în Arizona, da? Da. La vârsta de 2 ani. Și bineînțeles că își amestecă codița și militarii, da? Deci organizația care, știi, distribuie și cercetează și face implanturile acelea de memorie este o organizație militară. Da? Da. Și de care aparține acea navă, până la urmă duce la un ordin militar, știi? Da. Și este în legătură și cu NASA și cu toate, tot ceea ce se ocupă de timp și spațiu, da? Da. Da. El de asta se simte, tot timpul este pe grabă și așa, pentru că îi vin informații puternice din start, de la ceea ce este încă, pentru că dintr-un punct de vedere, da, al acelui aspect, viața acolo se continuă în felul lui, da? Chiar dacă Da. noi spunem, noi din punctul nostru de vedere, îl vedem blocat în timp, raportat la timpul și spațiul nostru. Dar el Da. coexistă, se mișcă și consumă energie, da? Implicit, da? Așa după cum și aspectul celălalt există, se mișcă și consumă energie, da? Așa, și atunci deci se ia din energia acestui corp, da? Da. Acest corp, deci, ține energetic și holograma hidrei, da? Așa, și astfel încât este un deficit de energie, da? Este Da. un deficit de energie aici, da? Și, deci, lui este frică să nu adoarmă, da? Deci, lui Da. este frică să nu adoarmă, pentru că are amintiri din alte vieți când a dormit și când s-a trezit, lumea era distrusă, schimbată. Deci a asistat la chestii de genul ăsta, da? Da. Așa, de exemplu, văd eliberarea unei energii ca nucleare, da? În zona
Pakistan, pe acolo, Pakistan, India, da? Și bine, el este mult mai departe, da? Da. Și aici, uite, face niște cercetări pentru sisteme neconvenționale de distribuire a apei, pentru că este deșert, da? Adică el nu este, el este alb la piele, este venit dintr-o țară europeană, da? Da. Așa. Și deci practic a dormit pe câmp, că era obosit, da? Și apoi s-a trezit bulversat, a văzut și fumul acela cu scânteii ciuperca atomică, da. Și ca și cum ar veni că lumea s-a schimbat, da? Și deci are un fel de frică turnată în fiecare celulă informația asta, da? Deci, vezi, sunt mult mai multe cauze, da? Emoțional vorbind, da? Într-adevăr, are... s-a născut în rușine, da? Da. Deci are rană de umilință, da? Da. Apoi este conflict de separare, da? Tatăl nu l-a vrut, da? Da. În, în luna a cincea de sarcină, da? Vine informația că s-ar forma intelectul, caracterul, mult din caracterul copilului, da? Da. Mama lui este foarte mânioasă, da? Da. Adică are niște întâlniri, da? Cu, cu tatăl biologic și i-a promis niște sume de bani să-i ajute pentru ceva, da? Cu știrea... Da. Cu știrea tatălui adoptiv, deci nu, nu e o chestie făcută pe ascuns și ori se eschivează, ori întârzie și parcă toată furia asta se duce și înăuntrul ei, în pântecul ei. Și, iar copilul parcă partea asta de auto-învinovățire, că dacă nu venea, dacă nu se năștea, mama da. Nu se lega de corpul ăsta, mama poate nu trecea prin toate acestea, da? Deci, dacă ca și rana, da, este de la vârsta asta, da? Da. Și, deci, taina nașterii lui, da? Eu văd mai mult ca o seducție spre viol, conceperea lui, da? Da. Adică, nu sunt sigură 100% că mama a avut, a vrut această relație, a degenerat. Poate că își dorea să fie atins, îmbrățișat, dar nu vrea să meargă până, avea la, până la avea relații sexuale chiar în momentul da. Acela, da? Și deci el se teme ca femeia asta, tatăl biologic, să nu îl șantajeze, știi? Da. Se teme cel mai mult să nu afle familia soției lui. Pentru că tot ceea ce are și poziția lui se datorează familiei soției lui, da? Adică și el avea destulă inteligență, valoare, dar a fost ridicat de familia ei, da? Da. Și este ca și cum el s-a dus la consiliu acolo, la mai mari din organizația aceea a lui și ei au dat soluția asta, da? Da. Deci, tatăl care l-a crescut, tatăl biologic, practic este plasat ca tată. Da? Deci, a avut loc discuții între tatăl biologic și tatăl adoptiv, da? Da. Ca el să o cunoască și să o ia de soție, da? Și lui au convenit condițiile, da? I-a plăcut femeia, da. Au convenit condițiile și cumva din umbră a fost cumva ajutat, știi? Dacă nu în carieră, să spunem, poate și material și asta, dar atunci era vorba de achiziționarea ceva, mie îmi vine ca o casă, știi? Da. Sau plasarea lor într-o casă, știi? Să le dea un apartament, o casă și asta și se întârzia și o văd foarte iritată, foarte, foarte nervoasă, da? Da. Deci, la tatăl ăsta nu i-a păsat niciodată de el. Adică, vestul el a existat, i-a urmărit timid, discret, nu timid,
existența, știi, atâta cât a putut să-i urmărească, știi, ca să-și dea seama dacă el știe secretul ăsta sau nu și poate veni și îl poate arunca în față sau îi poate face rău în familie. Da. Dar, cum să spun, adică emoțional n-a simțit iubirea asta, da? Da. Și totuși vezi că, cu toate că n-a simțit iubirea, a venit ca un pansament iubirea celuilalt care l-a crescut, da? Da, desigur. Cum, da, cumva o parte din emoția asta lipsă în viața lui, știi, a fost compensată de noblețea caracterului celuilalt, da? Da. Dar, vezi, este ca un, cum ar fi, știi, nechezol în loc de cafea, da? Adică numai un înlocuitor, pentru că ceea ce se capătă, se capătă de la naștere, prin amândoi părinți care au fost concepuți, dacă este vorba de o moștenire transgenerațională, da? Da. Și mai există, de asemenea, în câmpurile lui, o promisiune de aderare acestei organizații, deși organizatorii, deci, nu acceptă și în niciun caz, chiar dacă este prin Dar naștere, de ce? nu în posturi cheie, dar în posturi mai joase, adică ca și cei care lucrează pentru ei, știi? Da. Și deci, de multe ori, planurile și ceea ce face el sunt împiedicate în umbră și de propriul lui aspect, care Da. se plimbă cu nava, da? Deci, dă seama, propriul lui aspect. Și cum zice că eu nu las corpul ăsta să inventeze ce vrea, să facă ce vrea, pentru că sunt lucruri care sunt înaintea timpului lor, el cu asta o trag, Da. ei, știi? Că trebuie să justifice cumva înnăbușirea acestor idei care ar putea schimba omenirea într-o direcție în care nici nu s-ar visa, da? Da. Așa. Și atunci, deci, ei înnăbușe aceste chestii din fașă, da? Pe aici, pe acolo, mai transpiră, după cum vedem, câte ceva, dar nu s-a văzut nicio măsură luată, da? Da. Și în plus, inocularea asta mie mi-a dat de gândit, da? Vedeți cumva că istoria se repetă, da? Deci, într-un punct, când mințile explodează, da? Când se inventează cu toate înnăbușirile astea tot felul de chestii și umanitatea cât de cât parte din ea, da? Da. Evoluează, merge înainte, conștientizează și asta, de ce iar umblă cu inoculare, da? Da. Bun. Să pornim pe puncte. Așa, spune care două fiici. Așa, cea Fiice. micresă fiice, da, în țară, este divorțată, iar cea mare este în străinătate și este foarte bolnavă, are o Dar tu chetoină vezi post. că tu citești povestea, nu punctele. Așa, unele informații. Da, nu, astea lasă-le. Asta e discuția noastră preliminară. Puncte, puncte. La puncte trecem. Bun. Spune că ceva cineva îl împiedică să ducă la un bun sfârșit un proiect, oricare ar fi, ori științific, ori la lucru, ori acasă, ori și chiar o terapie. Deci asta am terapie, deci vin niște, cum să vă spun, niște energii, da? Nu pot lovi în cel de-al treilea ochi, dar când ricoșează, lovesc colateral în oasele nasului. Stai Da. un pic. Deci, gândiți-vă, sunt militarii care i-am deranjat acum, da? Este lumea aceea a Atlantisului, da? Sunt cei pur și simplu din navă, da? Așa, care cu asta se ocupă și în plus este și energia hidrei, da? Da. Deci sunt atâtea câmpuri de să le izolez pe timpul citirii punctelor, da? Da. Așa. Spune că
Îi place să ia decizii singur, fără să o consulte pe alții, este grăbit, lipsit de răbdare. Deci îi place să ia decizii singur, pentru că toată viața a luat decizii singur, pentru că n-a avut susținerea unui tată împreună care să-l învețe. Modelul unui construct de la tată biologic, tatăl celălalt l-a învățat ce a putut, da? Da? Și în plus nu crede că nimeni îl înțelege cu adevărat. Pentru că nici el nu se înțelege pe sine cu adevărat, da? Da. Așa. Și deci are și o... Dacă el nu și-a putut controla viața, da? Deci din start experiența lui a eșuat, da? Cumva când copilul vine într-o familie formată din doi părinți, da? Are control că ăla e mama, ăla e tata, supărat pe mama, mă duc la tată, viceversa, așa, la unul găsește alinare, da? Dar aici am zis că a compensat cumva, dar a fost numai un înlocuitor, da? Și atunci, din nevoia de a-și controla experiența și existența, care a ieșuat prin enigma nașterii lui în modul în care a fost procreat și a ajuns pe lumea asta, da? Încearcă să controleze atât de tare încât a devenit un program încât îi controlează și pe cei din jur. Da. Și marea majoritate a relațiilor lui s-au stins înainte de din fașă, cum ar veni, tocmai pentru nevoia asta de control. Pentru că și alții simt energetic vorbind. Deci singura care a suportat a fost Aena. Da. Deci actuala soție, da? Care a suportat toate tarele astea, da? Și da. Deci la ei este legătura mai profundă pentru că vine de la un aspect de iubire și reciproc și sentiment de respect reciproc, acel aspect din trecut. Și are aspect acolo în trecut. Ambii au, da? Da. Și are un aspect acolo în trecut. Dacă v-am spus că iubirea lor acolo, relația lor era mai rece, da? Era pe bază de respect și mentală, deci n-aveau acea efuziune sentimentală specifică, să spunem, epocii noastre, poate, na. Da. Adică se manifestau altfel. Noi suntem mai liberi în emoții, în sentimente, dar simultan nici nu știm să le coordonăm atunci când trebuie. Anulez de crezi cei care nu știu deloc. Eu cât de cât am mai învățat câte ceva. Da. Așa. Spune că el este convins și era că are de îndeplinit o misiune importantă pentru omenire, scop pentru care a sacrificat alte lucruri pentru muncă, așa. Deci scopul lui este pentru omenire, este, dar nu pentru omenirea asta de aici, da? Da. Dar gândiți-vă prin informațiile care vin din trecut în prezent, dacă el ar fi fost, să spunem, ajutat, da? Dar cine să-l ajute, că toți sunt potriva la așa ceva, știi? Și asta, deci el ar fi putut aduce multe chestii, deci multe, niște chestii minunate vin de acolo și mai sunt atâția printre noi care au trăit și nu numai în Atlantis, în alte lumi, da? Care ar putea aduce lucruri care n-ar mai fi deșert, n-ar fi foamete, n-ar fi nimic din toate astea. Lipsă de apă, schimbări și așa mai departe, da? Adică bula asta de experiență care se numește Terra, da? Ar putea fi o experiență mult mai bine controlată, să spunem, da? Da. Cu factori, dar din nefericire, controlul nu mai este a celor care sunt părți sufletești, ci anumitor organizații obscure. Da. Da. Și asta este, știi, și pentru eșecul de acolo, pentru că atunci când s-a întâmplat răul, nu s-au ucis numai pe ei înșiși, ci au omorât și ceea ce era în jur, da? Da.
Bun. Așa. Spune că începe timid să conștientizeze și să accepte care unele părți în interior care conduc comportamentul, modul de gândire și deciziile. Dar toți au aceste părți, dar a început să-și conștientizeze părțile de caracter, deci părțile cu care lucrez eu în sesiuni, practic, da? Și câteodată, deci, să le simtă influența. Asta e foarte bine, asta este o evoluție, da? Faptul Da. că începe să accepte care părți, dar niciunul nu e făcut dintr-o singură fațetă, da? Știm Da. foarte bine că toți, în sinele fals, în sinele social, suntem făcuți din bucăți, din părți, da? Da. Așa. Spune că ceva, cineva îl împiedică să se bucure de viață și de toate cele care sunt împrejur. Educația militar-strategică. Pentru că, la urma urmei, vedeți, sunt copii până la urmă care sunt crescuți și la orfelinat, da? Și tot găsesc unii, să spunem, da, și eu, un exemplu aleator, primul care mi-a venit, știi? Și deci găsesc totuși puterea să meargă mai departe și să biruiască, să se bucure de viață, da? Dar Da. educația lui sociopolitico-militară pe care o are, da? În alte timpuri, din alte structuri, da? Deci toată informația și autoeducația aceea de acolo, deci converge în prezent, da? Deci eu Da. văd mult din comportamentul atlantului în bărbatul care este astăzi, da? Mult, Da. foarte mult, da? Răceala asta sentimentelor, faptul că stă la distanță, nu și le exprimă, nu fuzionează emoțional cu cei de lângă ei, da? Așa, pentru că așa a fost. Parcă este Da. pentru că plecând părți din el, au venit părți la el, da? Pentru că sistemul, în sistemul care îl reprezentăm, începând de la sursă până în 3D, da, este întotdeauna auto, nu știu cum să mai zic, încep să mi se pierd cuvintele. Deci autodeterminant se repară singur, da? Și atunci Da. când pleacă partea aceea, rămâne blocată în trecut și parte din trecut prin acțiune bidirecțională vine și se manifestă în prezent, da? Da. Așa cum când partea aceea, când aspectul acela din el a plecat și a început să lucreze ca cercetător pe acea navă cu acea funcție, da? Și părți din educația stricto militar științifică din el a venit și acționează în prezent, da? Da. Niciodată o acțiune nu are cum să fie unilaterală. Deci este răspuns, știi, acțiune și nu numai un răspuns, e în răspunsuri, da? Da. Astfel încât, deci, el, practic, dacă ar fi să-l descriu la punctul acesta în care el doarme, este epuizat, corpul este tot mai slăbit, aș spune că el trăiește transdimensional, da? El nu Da. trăiește unidimensional, cum ar trebui, dar nici unidimensional nu e corect. Adică nu trăiește concentrat în corp, se risipește foarte mult, da? Astfel Da. încât forma lui actuală nu mai are putere să se lupte, să se vindece și să coexiste în prezent. Da. 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 Bun. Originea lui nu este Atlant și originea nimănui nu este Atlant, da? Da. Atlantisul a fost numai un punct în existență, da? Nu au fost nativi care au făcut prima experiență acolo. Asta este informația pe care o primesc, așa o dau ca atare, da? Deci, planeta lui originală, da? Se numește Tila cu Y, da? Da. Deci este într-un sistem format care este botezat, nu luăm de creăm orice altă conotație, format din două silabe, A și U, AU. Da? Deci Da. planeta lui originală este Tila, da? Tilienii sunt foarte frumoși, da? Au corpuri avatar, nu au corpuri fixe, da? Dacă vor să se mulțească, se
înmulțesc printr-un sistem de depunere, într-un fel de aparat, embrion, asemănătoare cu uterele artificiale de azi, dar cei care ies de acolo dinăuntru ies adulți, nu ies copii, da, știi? Adică peste 20 și ceva de ani, da? Adică nu sunt în perioada asta de copilărie și de pubertate și de adolescență ca la noi, da? Așa, pentru că ei nu se nasc în acele corpuri și le construiesc și le fac, da? Da. Adică înainte de a veni în dimensiunea aceasta, știi, unde se manifestă corpurile aproape fizice. Nu sunt fizice, Da. sunt cât se poate de fizice, da? Deci ei își fac un mare proiect de construire al corpului, da? Ce frumos! Și adaugă în el tot ceea ce și-ar putea dori, da? Pentru Da. că corpul în fiecare celulă, în fiecare așa, are imprimată și valoarea, ce va fi, ce va putea să facă, știi? Deci talentele și toate astea, ce frumos Da. pentru ei, da? Dar la un moment dat, deci, intervine energia necesității de a experimenta nu numai în corpuri de astea umane, umanoide, da? Da. Încep să-și dorească, încep întâi să aibă vise ei prin dimensiunile astea de călătorii, de vise din REM sunt interferați și încep să aibă vise și apoi încep să-și dorească să fie sub altă formă, de exemplu de reptilieni, da? De ființe de-astea, știi? Așa. Și bineînțeles că imediat se face și oportunitatea, știi, se creează și oportunitatea. Ca din întâmplare, eșuează pe una din lunile lor, da? Au mai multe luni, au 6 luni. Le Da, folosesc pe așa de, sistemul lor. da, le folosesc ca oglinzi de energie. Da. În fine, deci una este un turcoaz atât de frumos, deci fiecare este colorat altfel. Una este galbenă, a noastră cumva, una este portocalie, una este un turcoaz atât de frumos, da? În fine. Da. Și deci eșuează în apropiere, așa ei văd, percep, au sisteme, formațiunea aceea, se duc, nu au cum să-i aducă în dimensiunea lor, pentru că știi, ei aparțin altui tip și altui spațiu și n-are cum să-i aducă fără să-i omoare, probabil, sau așa ceva, sau ei nu sunt capabili să perceapă ceea ce este în dimensiunea lor și nici nu-i văd Da. corpurile pe care le au ei cu avatarele, ca și cum ar fi un om a Evea, ci le văd ca pe niște umbre energetice, înțelegi? Și, de Da. exemplu, nu-i pot atinge, adică ceva nu converge o situație, da? Și atunci ei iau asta drept un semn că a venit timpul să experimenteze și în altfel de corpuri, da? Da. Ce, deci fac un fel de curs de școală prin care ei învață să coexiste și în vibrații mai joase, astfel încât avatarele lor, cele nou create, să fie de o vibrație mai joasă, să fie percepute vizual și atinse de către reptilieni, care reptilieni erau dintr-o organizație, era totul, ăștia erau, cum să spun, studiați de mult, dar nu știau ei cu ce se întâmplă exact acolo, știi? Și este Da. ca și cum au și reptilieni au proprietăți telepatice și încă blocante, da? Adică Da. pot acționa, știu, în ce centri să acționeze la om, nu că au partea asta frumoasă a noastră, știi? În fine, Da. cert este că le-au contaminat experiența, da? Deci au învățat, au coexistat în corpuri grosiere, s-au lăsat hibridați până la ajunge în inconștiență și a se Da. lăsa contaminați, da? Deci, în momentul când a ajuns în Atlantis, dar niciodată nu și-au. Deci, ei nu mai erau în legătură strânsă cu Hidra, cu Da. creatorul ăsta, știi? Așa. Legătura s-a
s-a stabilit înainte de Atlantis. Da. Da. Dar ai văzut că și acolo se făcea ca o inoculare, în fine. Da. Bun. Spune că îl chinuie insomnie cronică, acutizată, care dă anxietate și tremur întregului corp. Ce am spus eu? Că coexistă interdimensional, da? Aici, deci este o acțiune de intenție foarte simplă și tare mi-aș dori să asculte și sesiunea și să pună prin intenție să intre corpurile unul în altul, să îi se asimileze și alinieze, foarte simplu, da? Da. Adică și să se conecteze cu timpul, spațiul, timpul corpului prezent, da? Pentru asta este nevoie și de o adunare aspectelor și trebuie să se hotărască dacă se mai plimbă cu navaia și dacă mai stă să mai facă experiențe în trecut. Asta cu trecutul este mai ușor pentru că a înțeles cum converge timpul și spațiul când este în corpul ăsta. Și a înțeles că experiența aceea, cât ar fi fost de nobilă, a rămas înregistrată și că el, de fapt, nu mai reiterează reînregistrarea și repetarea ei continuă, da? Ca într-o buclă și că asta nu-l ajută. Deci de acolo și-a retras aspectul, dar informația rămâne. Reține, întotdeauna informația rămâne. Nimic nu se pierde. Deci asta se transformă în informație care merge în supraconștientul colectiv, unde este conectat și un aspect al lui de conștiință, da? Da. Celelalte aspecte se adună acum pe parcurs. Bun. Foarte bine, să purifice înainte de a integra. Da. Ceva îmi spune mie că nu renunță la aspectul de pe navă. Da? Nu acum. Da. Nu acum, da? Bun, atunci să blocheze toate acțiunile pe care le face asupra corpului fizic, pe care îl are în dimensiunea și în timpul nostru, da? Adică să, nici să nu-i mai transmită, nici să nu-i mai ia informații, n-are să, decât să existe ca cu singura legătură că fac parte din aceeași sursă de lumină, să spunem, da? Care este partea sufletească, dar nu să acționeze de acolo și să controleze și să facă la rândul lui să vrea să controleze acest corp, pentru că l-a și secătuit de energie și s-au întâmplat toate care s-au întâmplat, da? Cât despre hidra, hidra aparține de trecut, da? Hidra, i-am spus așa, deci hidra pentru tine era un magazioner, da? Și vă ținea magazinate pe voi sufletele, da? Dar magazia respectivă nu este marfa, niciodată, da? Este numai o magazie, da? Este o mână de ziduri, de veci aur, așa era și el, da? El a înmagazinat, să spunem, cea mai prețioasă materie a Pământului, da? Acea materie, pentru că el n-a depozitat-o în mod corespunzător, n-a respectat protecția muncii și condițiile de depozitare, acea materie a fugit, da? Acolo unde putea exista, unde era rostul ei, da? I-am spus să rupă toate legăturile cu această hidră și inspirând, respirând în adânc să dea afară orice urmă și orice imprimare acestei hidre, da? Da. Și toate cauzele și efectele, toate părțile și toate caracterele pe care îi le imprimă, da? Ca să se poată vedea pe el gol-goluț în lumina iubirii, să se vadă cum este cu adevărat, să se perceapă ceea ce este cu adevărat. Chiar am văzut ca și cum s-ar fi dezbrăcat de tot de haine, bine, stea cu spatele, nu vă gândiți că trag cu ochiul în sesiune așa. Bun, deci avea numai o șapcă de aia cu buton în cap, cum se purta pe vremuri, știi? Și apoi imediat s-a îmbrăcat într-un costum, știi? Da. Bun. De asta și corpul ăsta nu este energizat, nu era uh,
dacă noi călătorim, de exemplu, da? Da. Să spunem cu 10 ore înainte de timpul ăsta, da? Uh-huh. Deci, în fizic vorbesc, cei care sunt cei mai tari, da? Da. Așa, ne putem vedea pe noi înșine făcând acțiuni, dar nu mișcându-ne, ci țapine așa, ca și cum suntem înghețați, da? Da. E așa și sistemele corpului, da? Energie se transmite, dar nu se transmite la celula vie, da? O preia cu întârziere, pentru că este ca și cum el ar fi defalcat, decalat în mai multe timpuri. Înțelegeți? Da. Asta este defalcarea la el. De-aia nici nu doarme, de-aia sistemele nu îi funcționează cum trebuie și multe altele, da? Da. Iar casca respectivă și cu implanturile care sunt la temple sunt ca niște biluțe, da? Sunt învelite așa în ceva moale, portocaliu, da? Acel Da. ceva moale portocaliu este o substanță de fixare fizică, da? Și va Da. trebui decimată, deci topită și eliminată atom cu atom prin căile naturale, da? Dar celălalt, Da. tot implantul, poate fi topit acum și aici energetic, da? Da. Adică nu este foarte entuziasmat, știi cum sunt alte părți sufletești când vin la curățare, știi, să zburte, să se învelească în lumină, să danseze, știu eu. Face treaba asta foarte ordonat și serios încă, Da. Da? Așa, știi, lent, cu cap așa, deci tactic, știi, așa, scoate fiecare bucățică, dar lent, da? Da. Am spus să se reconecteze la iubire și la bucuria de a trăi și la viu și natură, da? Și să-și lese acele părți frumoase de iubire, da? Pe care sigur le are în el, pentru că altfel nu ar fi ce ar fi, da? Așa, Da. și care, uite, se manifestă, da? Un om care iubește animăluțele, plantele și face atâtea lucruri frumoase, n-are cum să nu fie conectat la lumină și iubire, da? Da. Atâta să o arate și celorlalți, să mai fie așa de zgârcit, da? Să se arate, să pună, să lese copilul interior să se manifeste. Da. Când toate acestea nu sunt, copilul interior suferă și plânge, știi? Este închis acolo în uitare sau nu vrea să dea ochii cu lumea din cauza rușinii, știi? I-am spus să ducă, să pășească în el însuși și să scoată copilul din beci la lumină și să-l țină în brațe pe umăr, să-l iubească, da? Da. Să spună că nu are de ce să-i fie rușine. N-a ales el nașterea, da? Da. Adică n-a ales el concepția, nu nașterea, da? Nașterea și-a ales-o într-un fel sau altul. Dar concepția lui nu, da? Da. Așa, spune că nu are poftă de mâncare, așa, nu are energie, este confuz. Da, păi, deci dacă gândești în dimensiunea asta și primești răspunsul în subdimensiunea 0,0, nu știu că 2, este? Da. Deci și nu trebuie să mai vrea să-și pedepsească corpul în niciun fel, da? Dacă vrea să mai rămână, să lucreze cu telomerul lui, să rămână, dacă vrea să plece, să plece, da? Dar deocamdată aspectul ăla încă se mai plimbă, dar nu mai poate influența, da? Da. Este ca și cum a zis, îl mai las puțin și apoi îl chem și îl retrag, da? Eu încă mai sper până la sfârșitul sesiunii să vină și asta, știi? Da. Da, așa. Adică gândiți-vă că este un el, da? 83% un el, da? Altă părticică, aceea care se plimbă cu nava aspectul, este, dar nu mai poate influența, da? Adică da. L-au adică conștientizat prin conștiința întregului sistem și acel aspect, da? Da.
ar putea foarte bine să înțeleagă, da, ceea ce face nu este tocmai blând, da, este împotriva, nu este pro progresului omenirii și a blândeții și a bunăstării omenirii, ci este tocmai împotriva toate acestea, da? Și atunci se poate întoarce foarte frumos, poate întoarce spatele, da? Poate topi acel corp, da? Da. Și poate veni în prezent, da? Da. Mie mi-a venit așa o idee că să mergem să vedem cum mi s-a făcut lui corpurile, că i s-a mai făcut încă două, da? Nu este de pro-reptil, da? N-a trăit prea mult în corpul ăsta, da? Nu a fost cu succes, da? Unul este un hibrid care are de la falconiform, știi? Are trăsături. Ăsta a 36 ani, știi? Corpul ăsta, da? Dar corpul ăsta care era identic, da? Am spus, uite cât de mult doare separarea, da? Îți aduce aminte când nu știai unde ești și de ce ești băgat aici și uite cum te-au dus și te-au determinat să intri într-un corp care nu e al tău. Și atunci zic, uite cum i-ai aprins scânteia și uite-te la toate astea care s-au întâmplat după ce tu ai luminat acel corp și i-ai dat viață, da? Până la urmă este o alegere, da? Lui parcă îi place să trăiască în mai multe corpuri încă, știi? Da. Iar s-a întrerupt. Pierderea unei memorii, pierderea da. De memorii, da. Greața, amețiel și percepția unei energii malefice care îi se mișcă în abdomen. Da. Acea energie malefică nu o să se mai miște în abdomen, da? Deci, da, este fixat, are legătură și cu ego. Deci, gândiți-vă că n-avea cum să fixeze înainte de formarea ego-ului, da? Ego este a treia parte care se formează a caracterului uman, da? Când ești eu vis-a-vis de ceilalți, cine sunt eu? Te identifici pe tine însuți, da? Eu sunt corpul care se numește cu tare, ceilalți sunt vecinii, părinții, etc., etc. Deci te identifici cu ceea ce este în jur. Deci n-a putut să-l interfereze până la vârsta asta, dar constructul în sine, legătura era făcută printr-un set de coduri ascunse în genetica lui, da? Da. Da. Și el are în spate, în generația tatălui, de exemplu, are un colonel, da? Da. De asta m-a întrebat dacă are rude militar, știi? Deci văd un colonel, da? Un bărbat care seamănă perfect la fizionomie, da? Este identic el. Dacă iei o poză a acelui colonel, da? Și da. O poză a bărbatului, a cărui caz îl tratăm astăzi, sunt aproape identici la trăsături. Asta nu înseamnă că este o încarnare de-a lui. Asta înseamnă că transgenerațional vorbind, a moștenit foarte multe de la acel strămoș, da? Da. Fizionomia i-a plăcut atât de mult încât i-a copiat fizionomia, da? Deci, da. Are, în fine, da. Așa, spune că are probleme interminabile cu plămânii, dar nu majore. A fost și internat. Așa. Spune că poate de la frici, de la neiertare. Deci este practic cred că dintotdeauna a venit cu o subdezvoltare, da? Aparatul, adaptarea la Este foarte poluat mediul nostru, da? Da. El, majoritatea corpurilor, în afară de cele terestre, că aici ești învățat cu toate alea la un moment dat, da? Așa. Da. Deci vine din medii mai diafane, mai rarefiate, mai pure, mai
unde au grijă de atmosferă, au grijă de ceea ce respiră. Și dacă ceea ce respiră, înțelegi, în mod natural, nu este așa, ei își fac un mediu în care plămânii lor, sistemul lor, pentru că respirația este viața lor, adică, da? Credeți că mai este unul 100% sănătos pe pământul ăsta care respiră comb și chemtrails? Nu mai este niciunul, da? Da. Așa. Deci suntem, ne facem noi sănătoși prin puterea noastră de a ne regenera, da? Da. Și când îi auzi pe ea că am vrut să vin pe pământ, da, mă, vină și respiră chemtrails, da, mă. Du-te și să te facă corporație, să te vândă de când ai făcut primul an. Du-te, mă, că uite ce bine, întrede. Dar noi luăm și noi frumosul din ce e frumos, partea frumoasă, da? Da. Bun. Spune că vrea să-și facă anularea programelor de autodistrugere, insomnie cronică, anxietate și alte boli care îl împiedică să aibă activitate fizică, psihică și creativă normală. Deci, în mod energetic, toate aceste programe din momentul ăsta, el le arde. Mai rămâne partea, știi, ca acul, acu care zgârie locul unde mergea placa, înțelegi, acușorul. Deci, programul, cum să spun, calea neuronală, da? Care ar crea programul care execută partea asta. Atât de eliminat, da? Da. Așa, bun. Deci, în primul rând, cauzele și o parte din cauzele emoționale, așa, și din cele ezoterice, până la urmă și din puțin din transgeneraționale s-au eliberat, da? Așa. Da. Și-a curățat corpul de lumină și iubire, da? Nu este nevoie să înșirăm toate astea, este nevoie să se reconecteze cu toate părțile lui, mai puțin aspectul care nu este încă integrat, repet. Da? Așa. Da. Și deci să se reîntregească în procentul în care este cu lumina și iubirea din sursă și să retrimită reprogramarea originală, da? Ca informație prin mintea subliminală în toate formele de viață și manifestare, da? Până în prezent, da? Da. Da. Vezi, el vine din societăți înalte care nu foloseau banul ca plată, energia banului, da? Și deci are aici o desconsiderație, da? Are Da. o programare, așa că banii nu contează. Trebuie reprogramat pentru că sunt o energie implicit necesară acestei societăți, da? Da. Deci să se reconecteze cu abundența benefică și să-și refacă programele de abundență și curgere materială, da? Și curgere materială, da? Da. Așa, și bineînțeles să se reconecteze la partea de a fi om, de a fi competitiv, de a avea compasiune, da? Trebuie să ia și să dea, și să dea, da? Da. Nu poți în viață numai să primești, știi? Și nu poți să dai în care direcție vrei tu, cum a dat el cercetării, da? Nu că e un lucru rău, da? Dar Da. și ființele din jurul tău mai au nevoile lor, da? Da. În orice caz, așa ca informație suplimentară, da? Da. Acum se reconectează cu mama Terra și energia pură a apei, da? Și reface toate straturile corpului, și aliniază toate structurile, chakrele, corpul transgenerațional, corpul intergenerațional, da? Ca Da. informație pentru ea, pentru anemonă, da? Ca informație pentru anemonă, rasa ta așa avea trei bucăți, cum ai tu, trei rinichi aveau, da? Da. Da. Bun, așa. Întreabă că ce traume emoționale din perioadele din Am preconceptuație. discutat asta, am discutat asta, da. Am Activarea discutat. programului de ștergere a tuturor fricilor sale ancestrale,
începând cu frica de viitor, frica de foamete, frig, boală, adică deci, frica de foame, boală și nu știu ce, fricile de viitor încep în momentul când trăiești în viitor. Când te gândi, bă, ce să fac luna viitoare, ce să fac mâine, ce să fac până? Am spus și-o repede, nu să trăiesc, să trăiască omul într-o stare de conștiință, dar mai trăiesc și în prezent. În momentul când te retragi în prezent, problemele viitorului nu există, problemele trecutului nu există, da? Da. Deci, asta vreau să spun, că noi în momentul ăsta le curățăm, da? Noi închidem această sesiune pentru că eu sunt renumită că sunt sinceră, da? Da. Așa, indiferent de ce spun unii, că n-ar trebui să spun lucrurile astea, da? Noi închidem sesiunea acum, da? El este perfect curățat. Dacă el se va gândi la viitor, creează o linie. Eu n-am cum să fiu 24 din 24. Eu trăiesc viața mea. Da. Și el trăiește viața lui. Deci, la un moment dat, fiecare om trebuie să se învețe să trăiască cu el singur, da? Dacă vrea să se protejeze, da? Da. Și să nu limiteze posibilitatea de a primi bani numai prin ceea ce face, da? Să se lese să spune și în voia hazardului, da? Așa Da. cum era la vârsta aia când a primit el moștenire, aici e mult de dezbătut și e un caz foarte interesant și chestiile cu nașterea și energia și legăturile cu regele și cu așa sunt multe de investigat aici, e foarte interesant. În fine, așa, vreau să spun așa că deci, la un moment dat trebuie să se retragă în prezent, în corpul ăsta, să zic așa, măi, sunt în corpul ăsta, măi, eu mă observ pe mine, ce-mi trebuie mie acum? O cană de apă o beau, da? Un pic de mâncare o mănânc, da? Un pic de somn îl dorm, dar dacă el se gândește în astral la ce a făcut în trecut, în mental, la ce va face sau ce n-a reușit să facă sau... Deci niciun om nu încheie complet tot ceea ce crede el că are de făcut, da? Da. Iar singura și unica misiune cu care venim este să prelucrăm astfel lumina și iubirea, da? Să fie în folosul nostru și a tuturor celor din jur, fără să lezăm pe nimeni. Deci asta este singura misiune, să fii fericit și să trăiești. Pentru că trăind, faci experiență, da? Ești prezent, ești acolo. Și dacă faci această experiență, aduci aportul la supraconștientul colectiv. Și atunci nu faci bucuria ta, ci faci bucuria miliardelor de suflete care se alimentează ca informații din supraconștientul colectiv, da? Este așa, ca un film, când nu trăiești, ești împrăștiat, este un film pe care tu l-ai făcut, este reușit și ți-l pui zi de zi la televizor și îl vezi numai tu, egoist, da? În momentul când pui la filmul ăsta la public, da, și tot publicul, da, se bucură că îl vede, da, și este la unison cu tine, abia atunci ai bucurie. Asta înseamnă a trăi. Da. Așa. Activarea programului de reunire a energiei lui vitale, așa, și a tuturor părților de suflet care le-a pierdut, cedat, ia să facă anulări. Da. Asta deja s-a făcut. Da. Întreabă dacă ea cu el are vreun contract, misiune sau scop. Da, dacă au contract, aveți de căsătorie, cel fizic, da, se anulează toate cauzele și efectele lui și rămâne numai legătura dintre voi doi, da? Dacă aveți ca scop, da, parcă v-ați dat întâlnire în viața asta ca să continuați ce n-ați terminat în cealaltă, da? Da. Deci aspectele lor mari întotdeauna au levitat unul în proximitatea celuilalt. Da. Deci nu este nici prima viață, da? S-au întâlnit în multe vieți, dar întotdeauna parcă s-au întâlnit prea târziu, așa îmi vine informația, da? Da. Adică el niciodată
În afară de viața din Atlantis, da? Când am fost împreună, cum ar veni din tinerețe până s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo, da? Dar Da. în rest au mai avut poate câte o legătură, câte o căsătorie înainte în care s-au risipit. Nu s-au întâlnit să facă o viață de la A la Z. Și vezi, aici parcă încă o dată au făcut experiența asta. Deci s-au întâlnit încă o dată cu toate că știau care sunt condițiile, da? Da. Iar el, când a văzut că va avea de-a face din nou cu ea în această viață, și-a propus să-i facă o viață fericită, senină, să o iubească, să o înconjoare de iubire, de protecție, să se simtă protejată, respectată, așa cum n-a putut să încheie alte vieți, cum n-a putut să fie în alte vieți. E, este timpul să se țină de promisiune. Da. Bun. Așa, întreabă dacă există energii negative puternice care influențează și proprietatea și casa și ce ar trebui de curățat, care ar fi soluții. Există sub toată localitatea aia unde sunteți voi magmă. Da? Deci este un fluid de magmă în adâncime. Da? Mie mi se pare că este un canal folosit de entități ca să circule, că ei pot circula prin magma asta. Da? Da. Să pună scrisoare de intenție acestor entități, șefilor și organizațiilor lor, că ei coexistă în terenul de deasupra, da? Și Da. sunt conștienți și nu vor să accepte condițiile lor. Da. Așa. Și anularea tuturor contracte, ritualuri, promisiuni, tot ce s-a făcut. Permisiuni, copii Opiuni. oglindii, ante subsol, copie verso, față, sus, jos. Deci din toate timpurile, spațiile și locurile, cu orice ființă sau neființă, de înaltă sau de joasă vibrație, care nu a avut în vedere cel mai bun interes al lor, al fiecăruia dintre ei, și anularea ritualurilor religioase și de orice tip făcute de alții asupra lor, asupra numelor lor, asupra structurilor lor. Da? Să nu uităm chestia cu tatăl biologic, da? Așa, așa. Ritualurile religioase care le-au făcut ei asupra altora, dacă au cununat, botezat, bine cuvântat într-un cuvânt, așa, și a făcut cruce, știu eu, a tăiat câmpurile asupra altora, etc., etc., și la care au participat conștient sau inconștient, da? Când Da. spun asta, uite, de exemplu, dacă este deschis, de exemplu, în casă, locuiești o familie de tineri și cu bătrâni, în cazul lor, da? Și bătrânul lasă televizorul dat tare la o emisiune bisericească, acolo se creează un portal, da? Și Da. cei din casă participă involuntar la acel ceva. Și prin formula asta, uite, se anulează și chestiile de genul ăsta, da? Sau dacă se Da. face, știu eu, nu știu ce sărbătoare religioasă, hramul localității cu tare, da? Toate casele din așa, toate gospodările sunt prinse la asta. Ei, prin formula asta de anulare se anulează și chestia asta, da? Da. Da. Bun. Așa și gentuța de ieșire din Matrix. Să Da. se conecteze cu morfonul lui, să-și ia informația lui, așa, Să o ducă în toate corpurile și prin și formele de formă. mă. Și încă o dată abundența benefică să se reverse și să refacă energia abundenței materiale, da? Am zărit acum o viață de-a lui în cel de-al doilea război mondial. Era foarte tânăr. Și semăna la față cu Iohannis. Da. Da, avea o fizionomie așa de neamț, știi, blondin. În fine. Și așa, este o viață din viețile pe care le-a avut, pe care le-a ales. Parcă foarte multe dintre ele s-au avut un sfârșit tragic, ca și cum printre altele, în momentul când a vrut să facă experiență, știi, Da. a putut să. Cred că asta este și condiția de venit în dimensiunea Pământului, știi? Parcă a vrut să experimenteze mai multe moduri de a muri, știi? Și Da. uite că de la asta a făcut un
a dezvoltat apoi o fobie, știi? O frică față de moarte în sine, față de... Pentru că, vezi, deci, este și normal că mintea este în control, dar în momentul când nu doarme este clar. Și nu numai mintea, că doar nu avem o singură minte, da? Avem câte o minte a fiecărei părți și dacă omul are, cum am găsit odată, 360 de părți, are 360 de minți, mai mici sau mai mari, știi, acolo, da? Da. Da. În fine. Da. Și să învețe, da, spune sinele lui, dacă vrei să te descoperi pe tine însuți, învață-te să te asculți pe tine însuți în acord cu Universul, astfel încât să înveți să-i asculți și pe ceilalți. Și învață să-i asculți nu numai cu urechea, ci și cu inima. Da. Așa cum ai știut odată. Bun. Dacă suntem gata atunci, așa, dacă și-a făcut orul de lumină, să venim să conecteze cu spiritul necontaminat al mamei Terra și energia pură a apelor, să-și curețe lichidele, fluidele din corp, să-și energizeze chakrele. Așa. Și revenim aici acum. Dacă mai are un mesaj pentru partea lui Filca sau pentru cei din prejur? Nu, deja am pus mesajul. Da. Acum, de acum scrie scrisori. Bun. Dacă suntem gata, atunci mulțumim și noi pentru această experiență parcursă împreună și ne despărțim părțile eterice, separăm câmpuri morfice, semnături energetice, anulăm înțelegerea acestei ședințe, ne curățăm pe noi și împrejurimile noastre, închidem portaluri, canale, ardem toate rezidurile rămase în urmă. Iar acum, 1, 2 și 3, deschide ochii și te simți bine. Da. Mă simt bine și trebuie să mă duc la baie. Numai. Da. Bun. Deci acum nu mai vorbesc cu